ședința de astăzi. În conformitate cu prevederile regulamentului, am transmis pe adresele de mail procesele verbale, chiar de la ședințele Consiliului Local din data de 17 februarie și 24 februarie și ședința extraordinară de 9 martie. Dacă aveți modificări, completări pentru procesul verbal încheiat la ședința din 17 februarie, dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Măciucă, abține. Domnul Cezar. Prezent, prezent. Nu. Procesul verbal din data de 17 a doua. Mulțumesc. Pentru, pentru. Pentru. Procesul verbal din 24 februarie, dacă aveți mențiuni. Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă. Abține. O abținere. Domnul consilier. Pentru. Și procesul verbal încheiat la ședința din 9 martie. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Domnul Măcuța. Domnul consilier. Mulțumesc frumos. Procesele verbale au fost aprobate. Bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnilor și domnilor. Vă dați citiri ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 aprilie 2022, inițiator primar orașului Târgu Ocna. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere numărul 6987 din 24.05.2021, ce are ca obiect închirierea unui spațiu din imobilul construcție, fosta centrală termică, situată în orașul Târgu Ocna, zona blocului A, Lefobacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale SECE, companiei de utilități publice Târgu Ocna, S.A. pentru anul 2022. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale SECE Util Conseca SRL pentru anul 2022, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 6. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 115 din 25.11.2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, Poieni, extravilan pentru investiție, construire, pensiune, anexe și împrejmuiri. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2022, ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință asupra unui spațiu din cadrul imobilului cu destinația de centru de informare turistică situat în orașul Târgu Ocna, strada Semicercului, în favoarea serviciului public județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 9. Raport de faloi UP numărul 10.042 din 25.3.2022 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de deducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 12 am tăiat din 2-a 2-a 2022. 10. Raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Târgu Ocna pentru anul 2021. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Strângem la punctul 1. Supunem aprobare ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva?
Pentru. Vom trece la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022. Avizul comisiei. Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Ține urmă. Domnul Cezar. Pentru. 2. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere numărul 6987 din 24.05.2021, care are ca obiect închirierea unui spațiu din imobilul construcție posta centrală termică situat în orașul Sezona, zona propriu-zisă de Bacău. Raport de avizare, Comisia Juridică? Comisia Juridică a avizat nefavorabil, în curând 2 voturi pentru, 4 abține și un vot împotrivă. Comisia Economică, domnule? Comisia Economică a avizat nefavorabil, 4 voturi abținere și un vot împotrivă. Poate vrea să ia ce discuție. Domnul Barna, vă rog. Da, vreau să spun că adresa transparentă a domnului prefect, au fost imparțial, să zic, ca să nu are vote din prima, ne-a dat ceva o temă de discuție. Actul de rog nu poate să mă zic că interesați sub ce formă. Poate forma actului, contractul de vânzare, contractul de închiriere, da, dacă e de sarcini, nu are cum să-l modifice. Dacă se știa de la început, o va fi de urmă, completează cheltuielile, privirile, paratele, altă agent economic sau altă persoană fizică, venea cu preț mult mai mare. Și am întrebare pentru doamna arhitect șef. În primul referat de aprobare au fost 2.900.000 de lei. Acum a scăzut la 19.000, 12.000 sau 1.000 traseu. Și cred că colegii mei din ședința anterioară care au aprobat acest proiect de hotărâre au fost de bună credință. Arhitectul șef cred că mi-a dus în eroare cu bună știință sau nu. Voi cere acționarea dânsei. Da, puțin rog, vă rog. Dacă domnule consilieri, domnule primar, vă doriți să întreb un pic în revistă ce a făcut cu acest contract de închiriere. În data de 25.03.2021 am observat prin hotărârea Consiliului Local 21 la articolul 1, studiu de fezabilitate, la articolul 2, se aprobă închirierea pe licitație publică și la articolul 3 se aprobă documentul de atribuire. 6 luni termen de creație, în scopul amenajării de hotel spațiului și după ce terminarea celor 6 luni se va plăti chirierea. Locatarul se obligă să realizeze orice lucrare impusă de reabilitarea spațiului închiriat, fără pretenții de despăduire. În contractul de închiriere, orice lucrare de amenajare a spațiului se va putea executa cu acordul scris la primărie. Durata maximă de realizare a datoriilor, a adotărilor și investițiilor este de 6 luni. În hotărârea Consiliului Local din decembrie, se aprobă la articolul 1 compensarea sumei de 29.015,93, reprezintă contravaloarea lucrărilor realizate pentru amenajarea spațiului. În raportul de specialitate se solicita suma de 60.680. În adresa pe care a făcut-o SRL-ul, în favoarea căruia s-a judecat licitația. Deci se aprobă o sumă cu 47% mai mică. Ce facem astăzi? Astăzi luăm adresa domnului prefect și o analizăm. Și dânsul spune și clar, nu se respectă prevederile articolului 6 din hotărârea din martie. Și de asemenea, nu respectăm două articole din contract. Am făcut aceste lucruri și în ședința din decembrie, dar a trebuit să le repet acum, ca să ne amintim de ele. Și arată aici că articolul 6 nu este respectat. Articolul 6 spune că chiriașul are obligația de a începe și amenajarea spațiului în termen de 6 luni de la data încheierii contractului.
cred că noi trebuia doar să revocăm această hotărâre. În schimb, ce facem astăzi? Venim cu hotărâre de Consiliu Local, în care, după până la facem din nou greșit, se aprobă act adițional la contract. Introducem litera el cu un indice 1, poate aliniat el indice 1, vă rog să corectați, litera nu este mai multe. Și cităm articolul 1788 în codul civil. Nu știu dacă e bine să citesc, dar poate îmi citește pe un alt secretar general. Ce spune acest articol 1788, cod civil? Pentru că la el ne raportăm noi și asta e noutatea care o aduce. Vă rog, domnul secretar. Ca să știm de ce votăm. Practic, noi invocăm într-o hotărâre de Consiliu Local articolul din codul civil și azi de ce spune codul civil? Nu am codul civil. Pe la alineatul 1, îmi permite să vă spun eu, dar să mă urmăriți, eu poate greșesc, am anumită vârstă și încep să-mi scap. Da, l-am găsit. Da, vă rog. Locatorul este obligat să efectueze toate reparațiile care sunt necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe durata locațiunii. Sunt în sarcina locatorului reparațiile locative a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului. Dacă după încheierea contractului se ivește nevoia unei reparații care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute de către locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească sumele avansate de locatar pentru reparații. Ați citit alineatul 3 din codul civil? Am citit tot articolul la care ați făcut dumneavoastră referire. Da, dar ați citit din raport. Din raport ați citit, da? Da, din raport. Pe aici am citit. Din raport, citiți-l din codul civil. Pentru că, uitați, în raport se scoate, poate din greșeală, un cuvânt, dar care după părerea mea este hotărător aici. Se scoate aici un cuvânt. Poftiți, eu cred că dacă l-ați citat, trebuie să scrieți exact ce e acolo, nu? Ia uitați, e adevărat sau nu e adevărat ce vedeți aici? Raportul de specialitate, pe care l-ați făcut dumneavoastră. Dar la alineatul 3 spune că dacă, de la alineatul nu spune că este obligat locatorul, nu să facă chiriașul, locatorul e obligat să le facă. Da. Dar la alineatul 3, dacă după încheierea contractului se ivește nevoia unor reparații care sunt în sarcina locatorului, a proprietarului, iar dacă din urmă, deși în cunoștință, ați scos acest lucru. Nu știu ce intenție a fost de s-a scos, tot n-ați scos din raport. Da, mă duc să aduc. Vă rog să aduceți, că dacă ai scos din greșeală este una, dacă ai scos intenționat este altceva. Păi a fost înconștiințat. Dumnezeu a fost înconștiințat locatorul? Când, la ce dată a fost înconștiințat? Că trebuie să fac aceste lucruri. Și dacă după ce a fost înconștiințat nu începe să ia măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute de locatar. În acest caz, este dator să plătească. Nicăieri nu spune să compensă. Da. Eu, toată stima și pentru dumneavoastră și pentru domnul primar, dar cred că cei care au făcut materialele au greșit. Numai după ce a fost înștiințat, locatorul este dator să plătească. Și apoi el are obligația ca să efectueze lucrările după acordul prealabil la locator. Asta la articolul 1. La articolul 2, la hotărârea de astăzi. Ce spunem noi aici? Se aprobă compensarea sumei de 17.976. Ce reprezintă contravaloarea lucrărilor, fără de care nu se putea face. Să vedem. Prin adresă, care este făcută la 5 luni după încheierea contractului, se cere 60.000. În decembrie propunem 29.000 și în 3 luni din decembrie până acum a scăzut cu peste 30%. O diferență de 11.089. Ia să vedeți ce a dispărut din cele două rapoarte. Deci din anexa la proiectul de hotărâre din decembrie, dispare factura 465 de 1000 de lei, racordare instalației electrică, dispare tubul de PVC,
Dispare polierul de țeapă, tijă filetată, cod reducții și electrovarba gază. Vă rog, poate să ne spună cineva care sunt lucrările făcute acolo și pe care trebuie noi să le plătim? Pentru că toate aceste lucruri care sunt trecute în materiale, nu sunt de întrebare. Toată lumea știe că acolo a fost o centrală termică. Nu putea o centrală termică să funcționeze fără branșament la apă, fără branșament la energie electrică și fără raport la canalizare. Da. Eu cred că trebuie să revocăm această hotărâre, doar să o revocăm și să nu mai facem o altă greșeală și să nu introducem acest articol care, după părerea mea, este nelegal. Vreau să menționez că nici eu și nici unul din colegii consilieri nu se opune inițiativei private. Am spus-o cu toții și la ședința trecută. Toți avem interesul ca să stimulăm activitatea privată. Aici nu vorbim de legalitatea hotărârii și nu vorbim de altceva. Ca să nu mai discutăm, pentru că îmi pare rău că trebuie să spun și acest lucru, domnul prefect în adresă spune foarte simplu, considerăm. Știm cu toții ce înseamnă a considera, cu păreri, o idee, reflecție. Iar într-un raport de aici spune, luând în considerare adresa instituției prefectului și propunerea primarului orașului de a supune aprobării Consiliului Local un act adițional la contractul de chirie. Eu nu cred că domnul primar și-a permis să facă o propunere peste și, sau recomandare, cum spune, nici n-a făcut domnul prefect această recomandare, dar cel care a făcut materialul și-a permis să spună că la propunerea primarului. Eu știu că compartimentul de specialitate propune primarului un proiect de hotărâre care este legal. Da? Și mai spune undeva aici că conform adresei, Consiliul Local a primit recomandarea de a reanaliza actul administrativ în sensul aprobării un act adițional. Nu. Invoc articolul 12 și consideră. Da, mulțumesc foarte mult, dar vom abține la acest punct pentru că îl considerăm nelegal. Și cum se mai întrebare? Mulțumesc. Vă rog, dacă vorbeam cu ceva, prin acestea domnului prefect, nu se respectă, prevede articolul 6 din hotărârea Consiliului și noi modificăm articolul 7. Deci noi pleacăm articolul 6, noi modificăm articolul 7 din contract. Mulțumesc. Domnul Avalu. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să vă citesc din procesul verbal al ședinței din 16.12.2021. Unde spun așa eu, acum am ajuns să citesc de mine, dar aș vrea să vă spun ce am spus la acest punct în ședința din 16.12.2020. Domnule primar, între executiv și deliberativ ar trebui să existe un parteneriat, să ne simțim protejați de acțiunile dumneavoastră. Faptul că ne puneți acum la limita legii să votăm ceva, nu înseamnă că suntem împotriva unei inițiative private. Legea spune altceva decât gândurile bune ale noastre pentru orășelul nostru minunat. Haideți totuși să respectăm legea. În decembrie, când am spus lucrurile astea, nu le-am spus politicianist sau ceva să fie personal împotriva domnului Ciubotaru, care e primarul orașului Târgoviște. Le-am spus pentru că avem juriști și noi în partid, avem prieteni, nu sunt juriști, dar consultăm juriști. Și eram sigur că această hotărâre, odată atacat la prefect, se va întoarce spre revocare. Asta e motivul pentru că eu cred că suntem aici să facem cât putem noi de bine pentru orașul Târgu. Acum, dacă dumneavoastră, domnul primar, considerați că consilierii locali sunt o înșiruire de marionete, așa, care să vă boteze proiectele pe nemestecate și preferați, în loc de răspuns, să vă uitați pe geam și să aveți o atitudine de asta de plăcere agresivă, este problema dumneavoastră. Dar orice întrebare, am văzut că după ce a fost președinte de ședință, domnul Șiroc, i-ați început să răspundeți la fiecare întrebare. Orice întrebare care vine din Consiliul Local, cred că merită să vă plecați să dați un răspuns. Aș vrea să repet cumva ce a spus domnul Șiroc. Hârtia dată de domnul prefect, răspunsul dat de domnul prefect, PSD, este o îndrumare, un răspuns dat de un colectiv de juriști ai prefecturii,
care spun că consideră că orice modificare a unui contract se face pentru un act adițional. Dumneavoastră ați preferat să mergeți pe principiu, cineva vă spune săriți, dumneavoastră nu întrebați de ce, întrebați cât de sus. Adică, se impune reanalizarea, eu așa aș considera că reanalizarea înseamnă să abrogați hotărârea, punct. Pe urmă, dacă veniți cu altă hotărâre, cu totul altceva, dar trebuie separate lucrurile. Prefectul nu vă spune direct, probabil din gentilețe de carmaderie de partid, nu vă spune direct că ați greșit, vă spune să reanalizați. Dumneavoastră ați preferat să veniți cu un act adițional, să încurcați lucrurile și mai tare. Dacă mergeți pe direcția asta, e problema dumneavoastră, noi nu putem vota așa ceva, suntem siguri că dacă hotărârea trece, va fi atacată din nou și vom primi probabil un răspuns mai direct ca să înțelegeți motamo și să acționați în consecință. Mulțumesc. Doamna să mă rog, dacă nu mai vreau să mă rog să mă rog. Domnul să mă rog. Da. Niciun răspuns al domnului, indiferent de funcție pe care ar avea fi ministru, fi prefect, nu poate îngrădi în drept un acord între două părți. O mare parte din București îi place să scormonească în multe și multe alte discuții și alte hotărâri și alte. Dar aici avem, de fapt, un proiect de hotărâre prin care se solicită aprobarea actului adițional, numărul 1. Dacă părțile din contract, Consiliul Local și întreprinzătorul particular cade cu un acord asupra unor modificări de așa, a unor articole din contract, nu cred că îl calcă legea. Însă, domnul prefect ne dă și posibilitatea asta și ne recomandă nu numai sub formă de guvernare, ci și îndrumarea spre o cale bună de a avea un act adițional. Dacă luăm și analizăm acel obiectiv central al aceea, care pur și simplu e un imobil, era un imobil mort unei activități comerciale, noi ar trebui să fim întroși că un întreprinzător particular și ar trebui să iau calabul, să-i facă injecții, masaje și alte, și să facă funcționa. Dacă noi nu închidem o mână de ajutor, este posibil ca să-și ia bagajele, să plece, să facă niște eforturi să-și plătească acea chestie. Dar noi încurajăm să funcționeze în continuare, prin chiriile pe care le va plăti o durată îndelungată, să trecem la câștig. Creează la rândul său un loc, două, trei de muncă. Pe ideea asta, adică noi trebuie să întindem o mână, nu să profităm de acest proiect de hotărâre, ce a greșit. Cu tare, cred că este mai util să căutăm soluții, să îi îndrumăm pe toți spre o cale bună, să zic așa. Vă mulțumesc. Mai doresc să mă oprim, da? Domnul Măciu, vă rog. Eu atât vreau să spun că nu trebuie să găsim artificii ca să judecăm legea sau să o polim sau să o sperim. Trebuie să luăm admiterea în cervice cu domnul prefect și să anulăm hotărârea de Consiliul Local care a dus la această neplăcere. Da, domnul Bărbă. Mai mult înainte, doamna secretară, se poate vota pe articole proiectul de hotărâre? Ultimul punctul 4 este revocarea. Ne-a dat niciodată o dată în ședința de Consiliu cu acest proiect, aș fi votat pe articole. Da, codul administrativ și ordinul 25, care prevede regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, permite votarea pe articole al unui proiect de hotărâre. Da, aici, fiind parte integrantă, nu știu dacă... Da, dar revocarea nu e parte integrantă. Zic că revocarea trebuie să fie un act administrativ separat. Până la urmă și raportul de specialitate și referatul sunt pentru altceva. În mod normal, referatul și raportul de specialitate trebuie să susțină inițiativa primarului sau a Consiliului Local sau, mă rog, a persoanei care are inițiativa promovării unui proiect de hotărâre. Dacă astăzi nu va trece proiectul de hotărâre, următorul pas va fi, bineînțeles, revocarea
HCL. Trebuie să știți, vreau să vă fac cunoscut, că noi am notificat pe chiriaș, i-am spus că hotărârea din decembrie a fost supusă unei verificări din partea instituției prefectului și i-am emis facturi și i-am spus că trebuie să-și plătească chiria. Lucru care a și făcut. Conform contractului, da. Adică mai să nu rămâneți cu impresia că pe perioada asta el a fost scutit în afara acordului Consiliului. Deci chiar dacă cineva ar putea câștiga electoral, eu nu aș putea să votez împotriva unui interpretător particular. Știți? Aici e treaba. De-aia eu o să-l susțin pe acest interpretător printr-un vot pentru. Două întrebări, dar ce n-ați propus când s-a făcut contractul în prima ședință din mai? Și de ce n-ați dat de acord pentru și pentru ceilalți întrebări particulari din Târgu Ocna când s-a propus la mișorarea taxei de 3,5% la 5%? Atunci n-am fost de acord, mai la mult. Cum? N-am înțeles. Pentru mișorarea taxei 5% a taxelor de funcționare și a biletelor Salina sau ce n-a fost de acord cu mine privat? Păi vă răspund. Vă răspund, domnule. Socrate îi spunea lui Platon, prietenul meu, e Platon, dar mai prietenul meu adevărul. Stați, care e importanța? Deci eu chiar dacă aș fi cules foloase, reducând acea taxă, dar mie îmi pasă de orașul ăsta să achiziționeze taxă turistică, să dezvolte, să fie frumos. Da? Deci, și la avea cineva un bol. Cum? La cineva să nu bol. Eu știu, dacă dumneata avea un hotel în administrare de pensiune, ai fi solicitat pur și simplu până la zero acea taxă. Iată, eu nu am fost împotrivă și nu asum și o plătesc. Și poate să confirme și aparatul primăriei, am venit și am depus în tocmai documentele și am făcut plata. Deci, nu îmi văd neapărat interesul meu. Trebuie să vezi și interesul comunității. Domnule, ați spus că cu acordul părților pot face orice act adițional. Să fac așa. Acordul părților aici nu-i posibil. Este Târgu Ocna și se zice bucuria se rădă. Să le recomandăm. Să le fac. Noi nu recomandăm. Suntem noi mama omida să spunem ceva. Da, de acord cu asta. Să facă părțile act adițional, dar fără Consiliul Local. Pentru că nu putem să facem altceva decât am întâlnit acum un an de zile. După un an de zile venim și modificăm regulile jocului. Pentru un exemplu, un contract care și-a produs efecte, care s-a atractiv, desigur. Mai duce cineva. E și bine noastră, că nu am ajutat la drăguță. Eu n-am spus că nu. Dar, domnule, dați-mi voi, domnule, vă rog tare mult. Domnule, drăguță, să fim înțelegi. Eu nu cred că e bine noastră. Pentru că, aplicându-ne asupra rapoartelor, și în special asupra raportului de specialitate, am vândut și noi urmărat. Asta este problema. Și ar vrea să spun că toți consilierii locali votăm pe materialele care avem. Și am adus aici câteva argumente. Dacă doriți, mai aduc și altul. Nu, eu am luat doar ideea. Păi nu se poate. Întreprinzătorul particular. De acord, dar îl susținem. Dar nu putem să primim materiale care ați văzut. Modificăm codul civil, modificăm hotărâri, modificăm adresa prefectului care spune considerăm și noi spunem recomandăm. Păi trebuie a considera și a recomandat domnul jurist. Sunt mari de diferențe. Mulțumesc. Mai doresc cineva? Domnul primar, vă rog. Da, bună ziua tuturor. În primul rând vreau să spun că dezbaterile întotdeauna au fost constructive. Și totodată Consiliul Local Târgu Ocna, membrii Consiliului Local Târgu Ocna, din istoria pe care o cunosc eu, niciodată nu și-a permis să aducă un cuvânt asupra instituției prefectului că face parte într-o formă politică sau alta. Prefectul județului Bacău, ca prefectul fiecărui județ, este reprezentantul guvernului în teritoriu prin mecanismele sale. Deci aia... Vorbește dumneavoastră sau vorbesc? Domnul Babidruc, dacă vrei să-l ascultăm. Deci haideți să nu amestecăm lucrurile. Să nu amestecăm chestia politică cu chestia juridică și ca reprezentant al guvernului în teritoriu și al legalității documentului. Deci nu facem aici nici dezbateri politice, iar dacă vreți, nu aveți decât să le faceți. Pornim de la adresa domnului prefect. Și nu fiecare, opiniile dumneavoastră trebuie să le luăm în calcul, dar sunt pur și simplu opiniile dumneavoastră. Așa, este în finalul
adresei pe care ne-o transmite, spune că se considerăm că orice modificare de contract se face doar cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional aprobat de, prin hotărâre de Consiliul Local. Păi, despre ce vorbim aici? Următorul paragraf. În acest context, se impune reanalizarea hotărârii numărul 121, sens în care veți comunica instituției până la data de 30 martie. Noi astăzi am comunicat, sau până astăzi am comunicat instituției prefectului că suntem în dezbatere și o dezbatere pe data de 31, deci aici avem, suntem în termen. Și dacă era un act nelegal sau era un act, se spunea foarte clar abrogarea ei. Dar nu a fost așa ceva. Haideți să luăm timp, să dăm puțin timp înapoi și să citim hotărârea, pentru că noi nu dezbatem o hotărâre identică cu cea din decembrie. Hotărârea de cea din decembrie se referea la ceva, iar acum venim cu un alt model de hotărâre care reluăm o parte din fondul problemei de atunci și o interpretăm așa cum ne-a transmis legiuitorul prin vocea prefectului. Cine dă legalitatea procedurii? În primul rând că compensarea este o modalitate de extindere a obligațiilor reglementate din codul civil. Este reglementare. Apoi, inițierea actului adițional. Păi, noi am venit din, ca executiv în inițierea unui act adițional pe care l-am propus aici, la articolul 1, în hotărârea de astăzi, în care spunem că se aprobă actul adițional numărul 1 cu privire la această speță. Și 3, lucrările propuse la compensare sunt de natura celor care intră în sarcina proprietarului. Pornim de la discuția aceasta. În hotărârea din decembrie, se discuta acolo, la articolul 1, că se hotăra compensarea sumei de 29.015,93, ce reprezenta contravaloarea lucrărilor realizate de către societate, în ce fac obiectul contractului, cu valoarea chiriei calculată pe o perioadă de 14 luni, conform anexei care făcea parte din hotărâre. 14 luni ce însemna atunci? Însemnau acele luni de grație pe care le-am aprobat de la inițial, la care noi mai adăugeam 8 luni ca rezultat al calculilor din sumarea facturilor cu toate adăugirile la bunul mers al activității de acolo și pe care executivul le-a considerat că sunt niște plusuri care făceau o creștere a calității acelui spațiu. Deci nu am luat în calcul atunci elemente din facturile respective care dădeau doar funcționalitatea specifică, ci îmbunătățea activitatea spațiului, adică raportul la energie electrică, raportul la gaz, extinderea ce a mai fost acolo și celelalte reabilitarea rețelei de canalizare și apă. Da, este adevărat, acea clădire, când a fost funcțională în anii 90-2000, era racordată. Dar după care ea și-a încetat activitatea, a fost tot prin niște hotărâri de Consiliu Local dezmembrată, s-au scos, s-au casat tot ce au fost acolo, echipamente, cazane, tot ce înseamnă tehnologii de acolo, au fost recuperate la vremea respectivă. Și acum era un spațiu, doar un spațiu, gol. Și cu un aspect total neplăcut. Venim astăzi. Facem o altă hotărâre, cu totul diferită față de cea din decembrie, și vă rog să faceți verificările, în care la articolul 1 supunem spre aprobare actul adițional, iar la articolul 2 se aprobă compensarea sumei de 17.796, ce reprezintă contravaloarea lucrărilor necesare și utile realizate de către societate, fără de care nu putea desfășura activitățile. Și haideți acum să facem o paralelă. Da? Ce care au fost? În documentația care ne-a fost pusă de către acel chiriaș, au venit cu materiale de vreo 60.000 de lei. Tot ce a cheltuit el acolo. În 60.000 de lei, noi am extras 29.015 cu facturi care reprezentau o îmbunătățire a sistemului de acolo. Rețele de racordare instalație electrică, racordare la rețeaua electrică, tub PVC, mufe, ramificații, nu știu ce, apă canal, tub PVC, branșament și racord canalizare, coliere de țeavă, tijă filetată și nu știu ce filetate, cot reducție, teu, țeavă, oțel pentru instalații, electrovană, gaz. 29.015,93. Prin hotărârea, prin
actul care a fost inițiat în procedura de închiriere acolo de concesionare, Consiliul Local compensa 6 luni. Deci o valoare, care la vremea respectivă ajungea la 12.000 de lei, sau nu știu cât era, 12.000 de lei. Bun, dar i-am dat deoparte. Și atunci și acum era în discuție o valoare de 17.976. Asta compensam noi, prin diferență, de la cele 6 luni. Este greu să compensez. Am încercat să rotunjim la luni întregi și la facturi întregi, ca peste timp să putem demonstra că o factură în integralitate ei a fost compensată și să nu rupem pe elemente, pe fiecare poziția cronologică, 2, 3, 7 și 5 au rămas necontate. Deci, de pentru care ăsta este rolul hotărârii de astăzi. Este o altă hotărâre cu altceva. Restul ce s-a sugerat aici, că cine să facă actul adițional și asta, e clar că actul adițional îl vom încheia din punct de vedere al executivului, dar el trebuie validat de inițiator. Inițiatorul a fost dumneavoastră în decembrie sau noiembrie, când s-au aprobat modelele alea. Deci, de pentru care, eu vă rog să discutăm, să analizăm fondul acestui obiect și să dumneavoastră să votați în cunoștință de cauză. Nu avem aici treabă nici cu zona politică. Cu toți am venit, putem să compensăm. Dacă ar fi dus la maximum, am fi putut să compensăm 29.000. Dacă luăm, domnule, ce investiții s-au făcut? Pentru că sunt 60.000, bun, dăm deoparte aia 30.000 care sunt pur și simplu pentru el, pentru activitate, și 29.000 ăștia care au luat, să zic, compensăm pe toți. Că până la urmă, ce? Dar tot așa am spus, domnule, stai puțin, până la urmă trebuie fiecare să vină cu o parte. Și administrația locală, prin dumneavoastră și prin noi, să venim să dăm un stimul inițiativei private. Prin crearea unor locuri de muncă, mai ales că acolo investiția a fost făcută și prin fonduri atrase de la instituții europene, dincolo de capitalul propriu care l-a adus acea societate. S-au creat niște locuri de muncă, s-au creat. Bun. La vremea respectivă, s-a discutat aici că dacă era de prima dată, orice act poate fi perfectibil. La acea licitație, dacă ar fi fost de la doi în sus licitator, da, am fi putut ajuta un pic, că totuși, dar a fost un licitator atunci. Deci, astea sunt raționamentele pe care a mers executivul, le-am venit, le-am prezentat, am exemplificat prin rapoartele de specialitate și prin expunerea de motive, am redactat hotărârea așa cum am considerat că este corectă. Dumneavoastră acum puteți să decideți în cunoștință de cauză. Și în final, la articolul 4, am spus că se revocă hotărârea Consiliului Local precedent, numărul 121, din 16-12, pentru a nu rămâne agățată un act, două acte administrative care cu același obiect. Eu asta pot să spun. Documentele au fost puse și la mapă, au fost puse și la dispoziția instituțiilor care au dorit să verifice. Am fost personal la instituția prefectului, la departamentul juridic, să vedem exact, domnule, ce se întâmplă, unde se întâmplă, pentru că niciodată, cu excepția acum a formei politice USR care contestă tot, niciodată orașul Târgu Ocra, așa, cu executivul ăsta pe care domnul nu m-a întrebat. Cu executivul acesta, care l-am preluat și eu sunt mândru de el că reprezintă administrația locală. Da, totul este perfectibil. Învățăm, ne reorganizăm. Uneori poate anumite lucruri ne scapă și de aia și venim întotdeauna când au fost lucruri constructive, am ținut cont de ele și le-am adoptat și ne-am... Dar în rest, nu putem așa să aruncăm cu noroi în corpul funcționarilor publici că ne dorim noi. Aveți toate pârghile. Dacă sunteți nemulțumiți de o anumită activitate, vă rog, sunt căile legale, aplicațiile, nu este o problemă. Dar ca să contestăm acum nu știu câte, cum e o hotărâre, cum o contestăm? Păi hai să o facem direct, proiect de contestare. Și atunci mergem așa, una da una, una da una. E păcat. E jenant pentru istoria orașului. Vă mulțumesc. Da, domnul Măciu. În ceea ce mă privește, nu odată
m-am considerat indus în eroare prin materialele care mi-au fost puse la dispoziție. Și de data aceasta mă simt indus în eroare în ceea ce privește că schimbăm regulile în timpul jocului. Firma la care s-a băgat trebuia să știe în ce se bagă, nu trebuia să umbrăm cu compensații, pentru că așa ar trebui să-i compensăm pe toți să-i ajutăm, da? Și domnul Grozavu este un om de afaceri și ar trebui ajutat și altcineva de pe aici, da? Ar trebui toți ajutați. Ceea ce face dumneavoastră, schimbați regulile în timpul jocului. Este și imoral și ilegal. Că vă permite legea și veniți de nu știu câte ori în fața Consiliului Local să mai aprobăm o problemă ca să o îndreptăm, nu este corect. Da, nu vă dat aici. Da. Da, nu, e... Ascultându-o pe domnul primar, mi-am adus aminte de situația în care CFR Călători le spune Crăciun fericit de Paște Călătorilor. Actul adițional este la un contract care și-a încetat obiectul. Deci oamenii aia spală acolo, lucrează. Haideți să facem un act adițional la un contract în anul 2000. Dacă vine cineva și pentru orașul nostru și pentru latura umană a contractului, putem să apelăm. S-a făcut o greșeală pe care toți o deplângem, nu ne bucurăm că s-a făcut o greșeală, dar haideți să o recunoaștem și să nu aruncăm cu invective de emoționale că e păcat pentru istoria orașului. Din păcate, noi facem istoria sau din fericire sau realitatea spune că noi facem istoria acum. Am greșit, recunoaștem că am greșit, revocăm, mergem înainte, dar încercați să aruncați în spinarea deliberativului, doar gândindu-vă în continuare că aveți aici niște marionete pe care le folosiți. Domnul, vă rog frumos să nu mai discutați, să faceți aceste operative, că nu am făcut așa ceva. Eu nu terminați. Nu discutați de marionete aici. Dar și nici Paști, și nici Crăciun. Domnul Barna, spuneți. Da, dacă nu e ce vreau să putea la domnul prefect, asta e, dacă era puterea legală, nu cred că avea ce de cauză să vină la revizuire. Orice hotărâre, dacă este legală, nu vine înapoi la revizuire cu Consiliul Local. Domnul Dragoș. Da, eu cred că unii colegi nu știu despre contracte și despre acte adiționale. În contract. Deci un contract pe toată durata valabilității, că este valabil o lună, că e valabil 10 ani, suportă modificări prin acte adiționale, chiar și în urma, în ultima zi de contract al lui, pot fi modificări prin acte adiționale dintre părțile din contract, de părțile din contract. Da, orice contract nu contează, că a trecut 20 de ani, dacă el are valabilitate 22 de ani și după 20 de ani poți să aduci modificări printr-un act adițional între părți, dacă el este încă în perioada de valabilitate. E foarte simplu. Dacă suntem rău intenționați, sunt inventăm noi contractele și... Vreau să fac precizarea că modificarea actului contractului va avea loc de acum încolo. Ceea ce a spus și doamna secretară generală. Timpul care s-a scurs, chiriașul a fost notificat și a plătit toate lucrurile la zi, ca și cum lucrurile merg înainte. Acum, dacă se va decide și se va adopta hotărârea, va fi notificat și va curge de acum compensarea în transpusă în lunile în care se încadrează, dacă nu, va plăti în continuare sau va lua o decizie în sensul acesta. Deci el nu produce efecte retroactive acest document. S-a încercat să se sugereze lucrul ăsta. Mulțumesc. Dacă vreți cineva. Da, domnul profesor, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să te adresez o întrebare, doamne secretar general. Toți colegii mei care au vorbit înainte susțin, cel puțin toți au afirmat că susțin inițiativa privată. Și eu o susțin și noi o susțin. Dar invocă nelegalitatea actului pe care îl vom vota noi sau nu, inițiativei pe care v-ați făcut domnul primar, proiectul de hotărâre. Chiar dacă ați semnat nelegalitate, eu personal vă întreb, dacă votez pentru, comit o ilegalitate? Vă rog frumos să-mi spuneți. Răspunde. Eu vă pot răspunde doar pe ce documentul pe care eu l-am semnat și înseamnă că mi l-am asumat. Nu pot să vă răspund. Dacă nu puteți să-mi răspundeți, eu cum să vă votez? Deci eu, dacă l-am semnat, înseamnă că mi l-am asumat așa cum l-am gândit eu.
Nu pot să răspund pentru dumneavoastră. Da, domnul Bărbat. Da, ca să spun domnului coleg Mihai Tăsu, pentru hotărârile care s-au adoptat în luna de noi, decembrie 2020, și-a fost pe rog tribunalului Bacău, primăria cu Gorga și primarul cu Buna au cerut expres unde e partea în dosar. Au rămas numai Consiliul Local, partea în dosar, atât. Primăria cu Gorga și cu primarul Consiliul Local au cerut să iese din dosar. N-ai parte în dosarul de Gorga, la poate iubitează de respect, a fost o hotărâre 157 prin partea locului. E s-au spus la femei. Cu atât mai mult, discutăm la altfel. Problema are postului. Mai doriți cineva? Supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Abține? Abține. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abține mai mult. Da. Sunteți la abține, da? Da. Abține-se, da. Abține-se. Abține-se. Și cu Ianuș. Bine. Domnul Dădănuț a votat pentru. Pentru, da. Da. Pot și motiva. Împotrivă? Da. Domnul, puțin. Împotrivă. Da. Împotrivă, da. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Adoptat. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Companiei de Utilități Publice Târgu Ona, ESA, pentru anul 2022. Raport de realizare, Comisia Economică, domnul Șoche. Aviz favorabil pentru toți membrii comisiei, toți cinci. Da, cineva să ia cuvântul? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? Domnul. Domnul Mașucă. Da. Domnul Dăgănuță, cum ați votat? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielile al SECE Util Consei CSRL pentru anul 2022. Raport de avizare. Domnul Șloche, vă rog. Da, nu mai aviz favorabil la venit acum. Acolo, 5 membri pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Drăgănuță, nu-i pentru? A zis, înainte. Împotrivă? Abține? Abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ona, numărul 115 din 25-11-2021, privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ona, strada Poieni, Stradilan, pentru investiția, construire, pensiune, anexe și împrejmuiri. Raport de avizare, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil la unanimitate. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Târgu Ona, județului Bacău. Județul Bacău. Comisia juridică? Aviz favorabil. Urbanism? La fel, aviz favorabil. Domnul Șlăchie, aviz favorabil 5 voturi pentru din 15. Supunem la vot. Cine este pentru? Mm-hmm.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2022, ce se vor efectua de către beneficiari de ajutor social acordat conform prevederilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Raportul de avizare, Comisia Juridică, domnul Dragăluță. Comisia Juridică și Administrație Publică acordă aviz nefavorabil, 3 voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot împotrivă. Comisia de urbanism, domnul. Aviz favorabil, de unanimitate. Supunem la procurație, abținem raportul. Domnul. Două sugestii. Din experiența pe care avem în Consiliul Local, sugestiile să trec la mapa 13, adică nu se ține cont de el, dar totuși o să le fac. Dacă e posibil să fim mai preciși, când împărțim orașul pe zone, să scriem când se intervine, nu ziua, ora, dar măcar să scriem lunar, trimestru 1, să fie mai clar, acolo să scrie permanent. Permanent înseamnă și niciodată. Dacă e lunar, măcar oamenii din cartier știu că o dată pe lună trece cineva pe acolo, sau ar trebui să treacă. Asta e o sugestie. A doua, am înțeles că sunt 80 de persoane care sunt beneficiari. Poate mă înșel, dar e un număr diferit de ore pentru fiecare. Unul are o oră pe săptămână, celălalt are 8 ore pe zi. Dacă e posibil să scriem și ore om pe lună, dacă e cumva posibil de surprins aspectul ăsta. Astea sunt cele două sugestii. Spunem aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Măciuc. Cu mențiunea, vă rog să consemnați că și anul trecut a fost la fel de bine dormit planul și a lăsat foarte mult de dorit. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință asupra unui spațiu din cadrul imobilului cu destinația de centru de informare turistică, situat în orașul Târgu Mureș, strada Semicercului, în favoarea serviciului public și județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău. Comisia juridică? Aviz favorabil în unanimitate de vot. Comisia de ordine? Aviz favorabil în unanimitate. Comisia Economică, domnul Șoachin? Comisia Economică, 5 voturi pentru, 5 prezenți, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Punctul 9, raport de Falo AP, numărul 10.042 din 25.3.2022, încheiată în urma unei acțiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 12.3 din 2.2.2022. Avem întrebări? Da, domnul. Eu am întrebat, domnul secretar, de plus nu la dispoziție, fie decizia 12. Decizia 12 este cuprinsă în decizia 12. Nu, dacă ați citit cu atenție raportul, în prima parte, se face mențiune exact la măsurile lăsate, la constatările curții de conturi și la măsurile lăsate de Curtea de Conturi în decizia 12. Și s-a mai completat dacă măsura a fost îndeplinită sau nu a fost îndeplinită până la data raportului de follow-up, când a mai rămas o singură măsură pe care executivul nu a reușit să o ducă la îndeplinire. Da, domnul. Și doamna Cajera, conform ROF-ului, regulamentul să luăm așa de domnul de primar, adresa e din februarie. Cine a ajuns pe mapa consiliului decât acum? Este cu hotărâre comunicare că expresă de Consiliul Local cu hotărâre adresa. Care anume, cea cu Salina? Da. Nu aia cu Salina, dar cu raportul. De către Consiliul Local, de una din doi, din a doua, din februarie, este ca adresa de Consiliul Local. Ia măsuri și hotărâre și mai este acolo.
Suspinată. Păi mai avem ședință ordinară? Pe luna martie? Pe luna martie nu acum e ședință ordinară? Dar cine s-a fost fapt că de unde la MAPA asta? Sunt multe care nu au arătat. La MAPA cui? La Cotino Cal. Că de era pe Cotino Cal. Dar este regulament? Păi am adus-o pe ordinea de zi. Acest material vrea să facă parte pe ordinea de zi. Acum scrie 48 de ore. În regulament. Păi de la data când se... De la data de când se primește. Nu de la data când se primește. Da, este adevărat, dar aici a fost inclusă pe ordinea de zi. Nu este o adresă obișnuită. Și la toate hârtile care le-am comunicat către Consiliul Local, dumneavoastră nu ați făcut niciun răspuns către solicitanți. Ați lăsat tot la latitudinea executivului să formuleze răspunsul. Și astăzi am trimis-o către două comisii o adresă. Dacă dumneavoastră o să-mi spuneți ce răspuns o să le formulez. Dacă nu, dumneavoastră nu discutați și nu analizați solicitarea respectivă în comisie. Și sau în plen. Dar nu a cu una tradițional la impostat. Ați îndeplinit formal, ați prezentat raportul de fapt. Nu ne spuneți nimic. Vă uitați iarăși pe răsărit. Un loc care nu s-a dus la îndeplinire. O întrebare. Ce se întâmplă cu creanța sau cu suma aia de 200.000? S-au făcut niște pași? Se va recupera suma? Am vrea să știm. L-am primit. Nu ne spuneți nimic. Am de fapt, la revedere. De ce n-ați dat? Că vi s-a cerut format de curtea de conturi, altfel nu trebuia să știm de el. E o sumă care e în aer, e posibil să o plătim. Am vrea să știm ce se întâmplă. Ați făcut ceva acțiuni sau dacă considerați că nu trebuie să răspundeți, nu răspundeți. Dar dacă ați spus-o, spuneți-mi. S-au închis 7 puncte, e unul deschis, suntem în... E normal să fie așa, cred. Așa consider eu, la... Executivul poate și-a făcut treaba bifată. Mai doresc cineva? Supunem la vot. Nu se supune. 10. Raport privind starea economică socială și de amendă a orașului Târgu Ocna pentru anul 2021. Felicit executivul pentru raportul făcut. Este un raport care cuprinde activitățile la toate compartimentele. Sunt realizări frumoase. Felicitări. Am susținut și susținem în continuare inițiativele Consiliului Local. Întotdeauna când considerăm că sunt în interesul orașului și pentru cetățenii orașului. Felicitări, un raport foarte bun. Sperăm că anul viitor raportul să fie și mai bun în acest an, adică realizările care vor fi scrise în raport. Este foarte bine făcut, cu tot felul de imagini. Așa că felicităm tot executivul și urăm un succes și în anul care urmează. Mulțumesc! Domnul președinte, în cadrul Comisiei Juridice și Administrație Publică am avut un material, o adresă din partea Salina, prin care ne solicita să, un punct de vedere cu privire la reducerea taxei de promovare turistică de la 2 lei la 1 leu. Punctul de vedere al Comisiei a fost favorabil solicitării celor de la Salina de a fi redusă taxa de promovare turistică de la 2 lei la 1 leu. Vă mulțumesc! Punct 12. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Domnul Barna, vă rog frumos. Da. Am întrebat cu domnul primar. Domnul primar a zis că ala e curs
în dosarul 1278 la Curtea de Apel. Nu știu care e dosarul. Curtea de Apel, nu știu. La Curtea de Apel, după hotelul cu trebuie să se șarte. Atâta timp cât este o hotărâre contestată și într-o procedură, urmăm procedura. Deci nu, eu mă întreb dacă o corectă sau nu. Și eu vă răspuns. Și eu vă răspuns. Da, vă citesc din hotărârea Tribunalului Bacău. Admite acțiunea lipsei calității procesuale partidea părinților unitatea administrativă teritorială, oraș de Gomes, primarul orașul de Gomes. Să descubă partea de fapt? Domnul primar. Nu, asta ați citit acolo hotărâre, da? Da, dar întrebați în stanța. De ce a hotărât asta? Asta în dosar? Întrebați în stanța. Cine de consilioare care știe cât a făcut recurs la Curtea de Apel? Întrebați în stanța. Dacă nu ați fost la citit într-o hotărâre, întrebați în stanța. Doamna secretar, poate face apel de o persoană care nu are legalitate în dosar? Știți foarte bine că acolo a fost dat în judecată și orașul Târgovna și... Nu e parte în dosar, apoi. Așa și... O să ne solicite instanța calitatea. Da? Dumneavoastră sunteți parte în acest proces și știți foarte bine de ce ne mai întrebați pe noi, dacă știți. O să ne întrebe consilierii care au interes, știu cu siguranță că a fost declarat răspuns. Păi care? Vedem care știe de consilier. Au citit cineva recursul? Știi ce înseamnă recursul? Eu mai spun ceva doar la secretar general. Spune-mă. Hotărârea este din 30 a 12 ani și dumneavoastră a spus la dosar avizele comisiilor din 22. Dacă aș citi cu atenție, ați văzut că am făcut... Crea din 22 sunt! Domnule consilier, dar nu vă supărați dumneavoastră. Haideți să dezbatem. Dar nu înțeleg de ce sunteți așa de supărat. Dumneavoastră sunteți parte într-un proces, urmați-l să-și urmeze cursul. Până atunci... O să ne întrebi instanța în ce calitate a făcut primarul. Ce să ne explicăm? Noi o să răspundem. Păi nu, nu numele nostru, că dumneavoastră sunteți în partea adversă, da? Dumneavoastră ați fost reclamantul din acest dosar. Ați fost reclamantul sau nu? Da. Păi și dacă ați fost reclamantul, exercitați-vă prerogativele de reclamant și lăsați-ne pe noi părâți. Dar nu sunteți fără de tot. Să știți că am mai avut dosare asemănătoare și nicio instanță nu mi-a cerut până acum, pentru că știe Consiliul Local nu are aparat de specialitate. Da, trebuie să cer. Cum s-au făcut la dosarele care... De acum o să solicităm. Am mers pe practica judiciară, atâta timp că până acum niciodată nu mi-a cerut vreo instanță dovada. Am mers pe practică. Dacă am greșit, instanța o să mă sancționeze și asta va fi ce pot eu să fac acum. Și așa, hotărârea din prima instanță vă este favorabilă, foarte puțin probabil ca să câștigăm la recurs, deci... Eu vreau să fac precizarea că, odată cu încheierea acestui proces, vom face o informare în Consiliul Local ca efecte ale acestei ocupări, după ce se termină, că acum nu putem interveni. Și o să facem o prezentare ca să vedeți efectele acestei contestări. Bun, eu am o întrebare. Totuși, de ce nu primim niște materiale pe mail? Adică, domnule, suntem în proces, ce se întâmplă, cine câștigă, cine pierde? Auzim așa pe la folcă, doar că se vorbește, doar că unul scâncește, altul așa. Nu ne puteți pune materiale pe mail, ce se întâmplă? Dar până la urmă este și numele meu, doamna, acolo trecut, la judecătorii pe acolo. Vreau să știu și eu ce se întâmplă. E așa de greu. Dar nu este numele dumneavoastră. Nu? Consiliul Local. Da, domnul. Dacă era numele dumneavoastră, te puteți să-i primi și dumneavoastră situații din partea... Dar când îți fac parte din Consiliul Local, trebuie să fiu... Președinte, domnul, avem o cutumă Consiliul Local. Atunci când primeam câte o adresă din partea doamnei secretar general, când intram la diverse, discutam întâi... Văd că aveți afinități față de domnul președinte de la Comisia Juridică, dar am avut și noi materialul la Comisia Economică. Le-am urmărit, nu vă interesează și raportul nostru. Sunt pe vecin. Da. Am discutat și noi în Comisia Economică solicitarea salinii. E o problemă care trebuie un pic canalizată. Impozite și taxe locale au fost în dezbatere publică, nu s-au făcut atunci. Există o hotărâre a Consiliului Local cu impozite și taxe. Nu putem să ne pronunțăm până când vedem care e cuantum. Adică ce influență are asupra activității salinei în cu leu plus la această taxă. De aceea rugăm să stabiliți la în amănunt și apoi să veniți să putem să luăm o decizie. Dar nu e că împotrivă
să mișorăm această taxă, dar din câte știu eu, Salina ia această taxă în plus față de posturile care erau și începând de la întâi le-au scoarit. Deci vă rugăm să veniți cu alte elemente la punctul de vedere și mulțumim doamnei Pitiseanu că ne-a arătat, ne-a prezentat punctul de vedere. Pentru prima dată, nu pentru prima dată. Așa sunt scrisorile cu punctul de vedere a executivului și atunci noi putem să ne vorbim. Rămâne să mai discutăm asupra acestei probleme. Dar eu aș dori să citească scrisoarea de mulțumire pe care i-am primit-o de la acea faptă bună care a făcut-o Consiliul Local către cele două localități din Ucraina. Da? Și ar fi bine să începem și cu treburile sau cu problemele frumoase. Încă o dată vreau să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-a acordat refugiaților din Ucraina, domnul Drăgănuță, și toți ceilalți care s-au implicat în această acțiune, executivului și în special colectivului de la Casa de Cultură, care au avut și avantajul cunoașterii limbii și ajutoarele au ajuns și pe domnul primar l-a rugat să ne dea amănunte și să citească și scrisoarea de mulțumire. Mulțumesc mult! Eu cum vreau să prezint și câteva informații, dar vă rog, haideți să dezbatem întâi... Nu, vreau să vă pun pe care unde voi îndrăgă, nu mă gândiți la ce a spus, la ce a discutat despre solicitarea Salinei. Nu știu dacă este chiar în regulă ce solicită Salinei. În primul rând, noi am votat taxele și impozitele pentru anul ăsta. Dar a fost o dezbatere. Nu știu dacă nu mai putem modifica unul la unul, doi. Salina, în primul rând, să ne lase SNS-ul banii la Salina pentru investiții. Nu se reducă taxa pe care trebuie să o plătească la primărie, pentru că SNS-ul ia toți banii, nu le lasă nimic pentru investiții. Și haideți să mergem în centrul de turism din Salina și suntem în onor anul 2022, unde toți avem tot felul de din astea cu touch screen-uri și acolo sunt tot felul de indicatoare sau nu știu ce informații pe niște scrise pe niște folii de foi de PFL-ul care stau nu știu cum IT așa și să facă investiții acolo, să le lase SNS-ul pe banii, să facă investiții. O să vină să le reducem noi. Și așa e scumpă intrarea și așa iau prea mulți bani pentru ce oferă acolo. 1, 2, păi ei ar trebui să ne plătească parte din redevență pentru sare. Sarea o extrag de la noi, de pe teritoriul Târgu Ocnei. Era o dată colegi, nu știu exact. S-a propus o dată, știu că s-a propus o treabă, parte din redevență să fie dată către localitatea de unde se extrag, de unde se face extrag. Nu se extrage. Nu era la sare, nu era sare. Nu știu dacă era bata, era și sare. Erau agregate minerale, mai multe trecute acolo, dar era și sarea. Așa, din punctul meu de vedere, nu știu, nu sunt specialist, dar așa ar trebui. Bine, asta presupune o hotărâre de guvern, nu facem noi asta. Asta trebuie să facă, să înțeleagă Salina. Așa, vin lumea, nu îți mai plătesc, dar așa, repet, e foarte scumpă intrarea în raport cu ce oferă ei acolo, ce bază turistică au. Că vor să facă investiții acolo. Să facă investiții, să le lase SNS banii. Să nu mai folosească banii Salinei pentru salariile de la birourile SNS. Că stau la birourile la Simpline, cu dau pe care. Atunci. Dacă tot se discută despre această taxă, am avut zilele trecute o întâlnire cu domnul director de la Societatea Sării, de aici, de la Târgu Ocna. Noi nu suntem în măsură să analizăm prețul de cost a biletului, tarifului de acolo. În etapa asta, pentru că, așa cum spunea și domnul Rusu, ei nu sunt cu autoritate totală aici la Târgu Ocna și sunt dependenți de București, tarifele care le-au aprobat Bucureștiul pentru Târgu Ocna, în etapa asta, ei au interpretat că această taxă să fie inclusă în valoarea biletului. Dacă acum dau o taxă, că e 30 de lei biletul, ar trebui ca din 30 de lei ei să deducă 2 lei. Este într-adevăr discuție, pentru că în contravaloarea tarifului, undeva 3 lei și ceva ar fi partea de profit a lor în prețul de cost de 30 de lei. Restul sunt cheltuielile lor de întreținere, de funcționare și asta. Și atunci, punctul lor de vedere a fost, domnule, stați puțin, nu putem din 3 lei și ceva spre 4 lei jumătate să-i dăm ca și taxă pentru oraș. Și atunci, domnule, stați puțin, noi nu amestecăm lucrurile.
tariful dumneavoastră, cu cheltuiala, cu procentul de profitabilitate, este tariful dumneavoastră și la acest tarif se adaugă această taxă de promovare turistică. Turistul, când vine la Târgu Ocna, sau cel care intră în mine, plătește în același bilet două componente. Componenta tarif și componenta taxă. Mi s-a spus, domnule, dar de ce n-a spus-o distinct? Nu putea fi pus distinct, pentru că această taxă se referă și la celelalte structuri din domeniul Horeca sau instituții de tip muzeu și terasă și ce mai e. Sunt unități Horeca care prin tarifele pe care le au și își permit, de exemplu, un hotelier, să spunem, care are o taxă de, nu știu, dau un exemplu acum, 150 de lei pe noapte cazare, să nu mai pun 152, că își permite și zice, nu le lasă 148 la mine, 2 lei susțin asta. De aia fiecare unitate își va face propriul regulament de colectare și de virare acestei taxe. Că nu am cerut altceva. Domnul director a luat act de acest lucru, va face o documentație către SNS București ca să se reglementeze această situație. Cu privire la ce s-a discutat de posibila redevență. Într-adevăr, pe legislația veche, tot ce însemna zăcămintele subsolului, nu plăteau redevență la comunitățile locale de unde se exploata. A fost o dezbatere de vreo 3, 4, 5, 7 ani, nu știu cât, când s-a dorit amendarea legii minilor și să apară republicată. Știu că domnul direct, fost director a SNS, domnul Ilie, a făcut nu știu câte materiale, împreună cu executivul și cu Consiliul Local precedent, în care să fie inclus și rezervele de tipul de sare. Toate bune și frumoase, materialele au plecat așa, iar când a ieșit hotărârea de guvern cu legea, s-a referit doar la exploatările de suprafață, să se plătească redevență. Adică ce înseamnă balast, piatră de la exterior, piatră de carieră și mai nu știu ce, câteva, nisipuri, agregate și astea. Tot ce înseamnă rezervele statului din subsol, petrol, carbone, sare și eu știu ce mai scot de acolo minereu, redevența se colectează toată la statul român. Așa ar fi fost firesc și normal ca o comunitate care are niște suportabilități ca urmare a exploatării unui zăcământ și să primească și acolo un procent, nici nu contează cât, dar ceva. Dar deocamdată așa a ieșit legea, probabil va fi amendată, când va fi amendată, o mai vedea. Atunci, dacă e așa și colectează toate redevențele, colectează statul, Salina este întreprindere de stat, să dea statul bani să facă investiția. Păi, e problema dânșilor. Acum s-a pus în discuție... Nu s-a mai făcut nicio investiție de 10-12 ani. S-a pus în discuție următorul lucru. Și de-aia vreau să vă informez. S-ar putea turistul care vine la Târgu Ocna și pleacă de acasă să viziteze mina, să plece cu informația că el e 30 de lei biletul. Și când ajunge la caserie, vine 32. Ce? Ah, nu mai e 32, am plecat. Dar, pe de o parte, trebuie analizat care ar fi procentul care l-ar pierde Salina dacă ar pune 2 lei ăsta în tariful său. Adică el pierde 2 lei din profitabilitate, ceea ce înseamnă aproape 50% sau 40%, incluzând taxa. De aia e o întreagă dezbatere. Domnul director am rămas să înțelegi că va face o documentație și această taxă să fie adăugită la valoarea biletului. Și atunci, beneficiarul final va fi turistul, care alege să vină aici. De ce avem noi nevoie de această taxă? Pentru că trebuie să separăm lucrurile. Și ați văzut că acum se discută și la Ministerul Turismului, prin reînființarea sa, nu mai vorbim aici cine l-a desființat, progresiștii, se discută să împărțim lucrurile. O comunitate de tip oraș sau de comună are, așa cum este și Târgu Ocna, nu putem să luăm din impozite și taxe locale și să facem activități destinate turismului. Pentru că turismul presupune și altceva. Promenadă, un spațiu verde, altfel, evenimente, ca turistul să aibă posibilitatea de relaxare. Și atunci se discută și prin Asociația Orașelor din România și prin Asociația Stațiunilor Bancă să se prevadă în legea bugetului ca orașele sau comunele, administrații administrative care au și statut de stațiune să primească o compensare, nu știu, raportată la paturi, spre exemplu, sau la locuri de cazare, sau la locuri de terasă, ceva. Pentru că până la urmă trebuie să completăm undeva bugetul ăsta. Nu putem să, trebuie să curățăm și o sustenabilitate a impozitelor și taxelor locale. Nu putem lua un leu de la cetățeanul, la proprietarul dintr-un cartier sau chiar din centru și să-l ducem cu destinații de turism. Mulțumesc. Domnul Avram.
Dacă vă aduceți aminte, noi progresiștii am insistat ca în anul ăsta foarte complicat să rămână taxele pentru Orena la același nivel ca anul 2020. Dar cei care sunt mai socialiști au considerat că trebuie dublate. Eu de plâng altceva. Salina, care este principal, poate singurul loc pentru care vin turiști în Târgu Ocna, nu beneficiază de sprijinul sau de parteneriatul sau cel puțin de atenția primăriei Târgu Ocna. Ați primit o hârtie de la Salina în februarie. Ați găsit-o, ați pierdut-o. Ați aflat că trebuie să vă întâlniți cu domnul director și v-ați dus să vă întâlniți cu el. Până atunci, de ce nu i-ați informat, domnul? Dar de unde faceți dumneavoastră la Târgu Ocna? Este principal punct de atracție al orașului. Nu vă pasă de el. A, 2 lei, lasă-mă de asta. Domnul consilier. Când ați fost, l-ați informat, domnul primar? Domnul director. Ați discutat? Și până repede ați socoteat dumneavoastră. Ați propus 3 lei dumneavoastră. Da. După aia au venit domnul și m-au spus 2 lei. Ați spus, da, eu susțin. Dar dumneavoastră ați propus 3 lei. Ați discutat directorul la Salina? Veniți aici și ne spuneți, am discutat. Dar ați discutat înainte? N-ați discutat. Sunteți avocatul cumva al Salinei? Aici? Domnul Potit? Sunteți cumva avocatul Salinei? Dar nu înțeleg. Băi, dar vă întrebați aici, dacă am discutat eu cu domnul director sau n-am discutat? Păi n-ați discutat, dar bună scuze, am fost, am discutat. Păi de unde știu? Urma presiunii, domnul consilier. Domnul consilier, nu uitați că nu sunt subordonatul Consiliului Local. Domnul primar. Păi da, așa cum ați auzit. Alegeți-vă cuvintele, deci eu nu spun, nu sunt... Alegeți-vă dumneavoastră. Haideți, vă rog foarte frumos. Asta este modul păstrați respectul Consiliului Local, așa cum este el, și a Consiliilor Locale. Dumneavoastră răspundeți pentru acțiunile dumneavoastră. Da, sigur. Sau pentru acțiunile dumneavoastră. Atât. Da, studentul de educație, lăsați-o pentru alte evenimente. Nu-i cazul să facem. Nu-i cazul, exact. Mă doresc cineva să ia cuvântul. Da, domnul Dorelion. Mulțumesc, domnule președinte. Taxa aceasta de 2 lei, fie 2 lei, fie 3 lei, fie 1 leu, deci nu o dă Salina din buzunarul lor. Asta e clar, cum spune și alții vorbitori. O colectează de la vizitator. Ei, indiferent cât ar fi această taxă, se întoarce cu folos și pentru Salina, pentru că noi o utilizăm pentru turist, pentru turism, pentru amenajarea orașului, pentru... Deci, dacă e frumos în oraș, vin turiștii și pentru acest aspect. Dar și Salina ar trebui să țină cont de cetățenii orașului, sau măcar noi, Consiliul Local, dacă s-ar reduce acea taxă, să poată beneficia cetățenii din oraș, să poată vizita și ei orașul, sub o anumită formă, o dată pe lună, o dată la un an, pentru că sunt cetățenii ai orașului Târgu Ocna, nu-și permit, pentru că taxa, să fim realiști, este mare. Acum înțeleg că e 30 de lei, dar era și 25, e o taxă mare pentru fiecare persoană. Pentru că dacă ne vin oaspeți, de la Timișoara, de la București, de la Brătești, de aici, nu putem duce în vizită în Salina, evităm, pentru că trebuie să le punem ceva pe masă. Știu, e foarte scumpă intrarea și ar trebui să mai reducă un pic. Iar profitul ăsta, dacă nu-l au din partea turistică, au și alte secții și sectoare care aduc profit. Să fie o compensație, nu? Cum e și la Horeca. Le dau la cazare 50 de lei de persoană, mă bat puțin, dar 20 de lei la mâncare. Cu 20 de lei la mâncare înregistrăm pierdere, să dai la un om 3 mese pe zi, dar mai luăm de la cazare și le-am făcut treaba. Așa și ei, să ia de la exploatarea sării, să fie o compensare. Deci să se îndrepte și către cetățeanul. Și noi am putea să-i ajutăm să mai... Să fac precizare. Da. Că relația cu unitatea Salina este foarte corectă, constructivă și oamenii de acolo, prin managementul de acolo, nu au venit cu o problemă antagonică cu noi. Există doar o comunicare și de o parte și de alta, cu puncte de vedere, cu găsirea soluțiilor și oamenii nu au venit aici ca și reproși, nu au venit aici, au venit și au sesizat un lucru și chiar mă bucur că pentru că Salina fără Târgu Ocna, cum Târgu Ocna fără Salina, funcționează ca un tot. Deci aici vreau să rămânem în fața, să nu creadă cei care ne urmăresc că sunt puncte de vedere diferite sau există un antagonism sau o competiție sau instituția primăriei și a Consiliului Local a avut un interes ca să obstrucționeze cumva activitatea Salinei, să se implice în activitatea economică a lor și să, știu eu, să scadă procentul de la investiții? Nu. Oamenii își duc în continuare investițiile, chiar sunt niște investiții pe rol foarte, foarte interesante. Regia este reprezentată și de către doi colegi, domnul consilier aici, care știu foarte bine mersul. Mai nou, acum, chiar am stabilit ca un eveniment
cultural, un eveniment sportiv să repornească, e vorba de călătorii între cer și pământ, cu, acea, cu acei oameni implicați în acea activitate, va fi undeva în luna, sfârșitul lunii mai, chiar în ultimele zile, 28-29. Acum are loc organizarea evenimentului, dar nu... Eu știu că unii vor să fură startul așa. S-a văzut o imagine pe Facebook în care acea asociație a încercat să promoveze și ne-am pus acolo, la inițiator. E foarte bine. Nu mi-am terminat ideea. Adică, haideți un pic să... Nu, dar nu mi-am terminat ideea, că da. Domnul primar cu vorbirea mea. Da, domnul. Era un aspect în acel material, mă pică, nu mi-am era un aspect că se dublează această taxă, adică o plătește și cel care are o unitate hotelieră și cel care are o terasă și salină. Și revin, într-adevăr, salina este motorul turistic din Târgoviște. Dar ca să nu dublăm acea taxă, pot fi găsite soluții. Am văzut asta în orașe, în Austria, la un hotel, beneficiai de un buget, intrai, să zicem, intri în mină, ai o reducere care e în baza unui protocol și atunci a plătit unitatea hotelieră, să zicem, un leu și un leu va plăti salina. Deci există corectare. Dacă îmi permiteți, domnule, un proiect de hotărâre. Așa putem, proiectul, dar trebuie bine analizat. Nu a fost chiar... Da, mulțumesc. Care avea un protocol încheiat între societate și instituția Horeca respectivă? Și crește numărul de turiști, că nu suntem străini de parteneriatele cu Horeca. Au fost contracte și avem și la ora actuală contracte și cu primăria. Și a fost un parteneriat privind turiști, invitații, oaspeții care ne vizitează. Domnul Ciu, vreau să mai... Punctul numărul 2 pe care vreau să-l spun, vreau un pic să-l contrazic pe domnul coleg Revenuță. Prețul, dumneavoastră a spus că este mare al salinei, privind accesul în baza turistică. Să știți că prețul este calculat, aici l-am de colegul Alex, care mă poate completa. Nu pot să vii, avem și noi niște cheltuieli acolo. Transportul, energia, toate astea, se regăsesc în acest preț, că ne place, că nu ne place. Nu poți intra într-o bază turistică prin aer, așa, gratis. Nu ai cum, ai costuri. Plus alți factori, aerajul. Adică nu intri într-un punct, într-un obiectiv turistic cum ești la suprafață. Presupune niște costuri acolo. Siguranța turistului, nu? Toate astea se regăsesc, din păcate, în acest cost. Nu mai vorbim, nu mai vedeți cât e energia astăzi, gazul și toate celelalte. Trei, vreau să spun, în completare la ce spunea domnul primar, vă anunț că Societatea Națională a Țării, Salina Târgovna, aproape 99% a finalizat cu un proiect, o regândire a tot ce înseamnă baza turistică de acolo. Chiar și în presă a apărut, va fi o colaborare cu, la nivel de județ, cu partea de atletism, atât de la nivel central, va fi o... Deci, inclusiv sportivii de performanță pe linie de atletism vor putea desfășura antrenamente în baza turistică cu o pistă de atletism la standardele care se cer. Asta este un aspect care a fost prins și promovat și în presă, în mass media. Și tot ce va mai exista acolo, un proiect foarte îndrăznesc, frumos, care cu siguranță va schimba în totalitate imaginea bazei turistice față de ce este acum. Vă mulțumesc. Da, domnul Bărciuc. Mulțumesc. Eu așteptam de la domnul primar două răspunsuri, în care zic eu că mi-era dator. Și sau care au primit în sensul că, în sensul
Cât a costat reabilitarea străzii Semela? Chiar nu treabă serioasă. V-am întrebat ceva ședințe în urmă și atunci vom dați un răspuns. Strada Iesei Ursac nu a fost reabilitată, ci a fost doar la un adaos de material de tip de material. Balast. Cât a costat? Nu știu. Și dacă toate clădirile noi reabilitate, adică grădinițele Pipicot, liceul și Casa de Cultură, au autorizație ISU? Clădirile reabilitate au făcut parte dintr-un proiect cu finanțare guvernamentală. Știu. Și unitățile școlare care funcționează au avize ISU. Autorizație ISU? Autorizație, aviz, nu știu. Au documentul de la ISU. Nu e același. E bine, e problema asta. Da. Cetățenii de pe strada mai am. Păi, vreau două. Nu, astea erau întrebările cu de care dumneavoastră trebuia să... Asta e doar. Cetățenii de strada Mihail Pogălnicianu aduc de nou în atenție o reabilitare a străzii, că nu se mai poate, că avem și la dumneavoastră am trebuit în audiență și a spus că veți rezolva problema. Și ei așteaptă o comisiune din partea dumneavoastră pentru în cel mai scurt timp. Strada Mihai Pogălnicianu este prinsă în proiectul de reabilitare pe calamități. Este proiect depus la CNI, au mai solicitat niște documente, sperăm să intre spre finanțare. Acolo va fi reabilitată prin schimbarea soluției actuale, prin asfaltare și torenți și ceea ce presupune ca la următoarele ploi torențiale să nu mai deterioreze starea drumului. Da. O avem în lista de așteptare, e prins acolo alături de alte 7 străzi din oraș și toate cele 8 sunt prinse. Pe un proiect de CNI, iar al doilea proiect de CNI este și acolo cuprinde încă vreo câteva străzi și un pod care au fost calamitățile din 2020 sau din 2021. Sunt două proiecte depuse acolo. Proiectele depuse la CNI așteptăm mult și bine. Aduc aici în atenție Casa Borisov, Cinematograful, Căminul de Fete. Dacă ne-am fi permis din bugetul local să le putem susține, le-am fi făcut. Faptul că bugetul local este atât cât este, dar totuși din bugetul local putem acorda 30-40%, 20-30% din buget pentru cheltuiala de investiții, ca și suport la cofinanțare a celorlalte investiții, eu spun că lucrul ăsta este un lucru îmbucurător. Iar sumele atrase, orașul Târgu Mureș, prin executiv și prin dumneavoastră, a depus spre finanțare pe toate liniile. Și nu cred că am ratat una din cele care le-am depus. Toate sunt într-o fază de avizare, de derulare a lor. Este adevărat că investițiile la nivel național se derulează cu viteza care se derulează. Și după bugetele și locale și naționale. Eu v-am mai spus, alte OAT-uri asfaltează cu bani de la buget. Noi avem un buget mare vis-a-vis de 50-50% au investiții de orice dărmăriști. E părerea noastră. Nu față de cheltuieli. Da. Da, este părerea mea, adevărat. Puteți să ne spuneți stadiul lucrărilor de la școala numărul 1? Desigur. Mulțumesc. Și zilele trecute, ieri sau alaltă ieri, ieri am făcut plata, alaltă ieri a mai sosit încă o tranșă din finanțare, 1,5 milioane de lei. Lucrările sunt în grafic. Corpul principal este finalizat. Acum se lucrează la partea de instalații de căldură. Se lucrează la corpul 2, cu, și pe exterior și pe interior. S-au montat balustradele de la casele de scări. Sala de sport se lucrează la ea. Acum de o săptămână au redus puțin motoarele pentru că vremea nu a permis și suntem în grafic. Sperăm, așa cum ne-a asigurat constructorul, că dacă finanțările vor veni cursiv, la începutul anului școlar 2022-2023, copiii să se poată întoarce în acea unitate școlară. Suntem în licitație cu achiziția de bunuri. Este dată deja, acum e în procedură. Și sperăm ca să se și încheie cu un câștigător, pentru că aici este marea problemă a licitațiilor. Și dacă se va încheia cu un câștigător, vom încheia contractul și să sperăm că vine și mobilierul, cel care este prevăzut în contract. Da.
Când se face asfaltarea pe strada Tisești, strada Cărămidăriei, viitorului? În 2022, lucrările sunt în proiectare, în avizare. De exemplu, cele trei străzi m-a resosit avizul de la drumul național, care se tot plimbă în drumul național Bacău, drumul național județeniu. Aici este o problemă destul de complexă. Vedeți, noi vrem să asfaltăm trei străzi într-un parteneriat cu județul Bacău și practic interferăm cu drumul național la ieșire. Acum cei de la drumul național vin cu tot felul. Mai au pic și le pun să facă ce mai acolo un viaduct. Pentru că așa sunt reglementările în ziua de astăzi. Pe 2 septembrie s-a dat startul la reabilitarea 23 de străzi. Au trecut 6 luni și nu vedem prea mult. Ne puteți să spuneți cam care sunt lucrările? Luni pe 21 s-a emis ordinea de începere a lucrărilor și constructorul a preluat din nou investiția. Se pregătește și își pregătește materialul pentru suport la străzile care vor fi asfaltate, cele de pământ, și zilele viitoare vor sosi bordurile și paverele. Nu au intrat pe străzi să le desfacă, pentru că timpul nici nu a permis și până nu vedem, pentru că acum este o mare sincopă în ceea ce înseamnă aprovizionarea cu materiale, pentru că prețurile știți foarte bine că s-au modificat. Și v-am spus, domnule, hai să nu desfacem până nu vedem că a venit materialul și atunci când desfacem să și punem ceva la loc. Să nu stăm cu străzile desfăcute, cu capacele ridicate în aer sau cu trotuarele impracticabile. Eu am asigurări că undeva la finalul săptămânii acestea ar trebui să sosească primele transporturi de pavele și borduri. Se va începe cu zona străzilor de la Maior Roșiță, pentru că trebuie să venim încă o dată și sprijinim derularea în bune condiții a turismului. Și atunci când sezonul începe acolo, să putem să trecem de etapa asta. Și e vorba de strada Maior Roșiță, strada Alisandru Cebun, locotenent Sion, deci toate străduțele din zona care duc spre autogară și spre obiectivul Salina. Pe fonduri proprii, anul trecut am reabilitat trecerea între strada Salinei și Poitru Grămadă cu strada care face legătura cu unitatea și am modernizat acel pod și l-am făcut funcțional ca să putem crea o arteră de alternativă când se lucrează aici, să se traverseze acolo, iar pentru traficul greu va fi utilizată strada Salinei prin fața gării CFR de la Salina. Bun, acum dacă îmi dați voie, aș vrea să... Mă scuzați. Domnul... Nu am terminat eu. Da. În ce stadiu da. Suntem cu amplasarea stațiilor electrice în orașul Târgu Ocna? În momentul când le vom avea documentațiile finale, vom veni la dumneavoastră și să aprobăm printr-un proiect de hotărâre toată documentația cu privire la indicatorii tehnico-economici și cu tot ce înseamnă amplasarea lor. Deci nu putem aproxima cam pe care? Nu putem acum, pentru că nu sunt încă. Suntem în derularea procedurii. Dar, cu siguranță, nu vom rata data de depunere. Sensul giratorului și semaforizarea? Este tot în analiza celor de la drumul național. Este un foarte complex mecanism în avizarea unor investiții care se desfășoară pe drumurile naționale în proprietatea Compania Națională de Drumuri și cum se mai cheamă ea, materiile noastre. Pe strada Vânători de Munte și pe strada Podei sunt abandonate de vreo 2-3 ani traverse care au fost aduse pentru a reabilita niște intrări de drum, ca să zic așa, și nu s-a mai luat nicio măsură. Cresc gruieri. Puteți să spuneți ceva locuitorilor când vă veți aplica asupra problemei? Nu au fost abandonate, au fost achiziționate de către instituția primăriei cu scopul de a pune în valoare acele străzi. Anul trecut au fost achiziționate, mai sunt de adus o parte din acele traverse, că nu mai sunt disponibile în zonă și regia CFR trebuie să le pună la dispoziție și vom să sperăm că vom începe și acțiunea de montare a lor. Când puneți în valoare aceste străzi? Haideți, domnul, nu suntem aici la termen. Nu, vă întreb. Anul ăsta, spuneți, cetățenii ce-am făcut? De încasările de la buget. Am înțeles. Atât am avut. Domnul, mulțumesc. Vreau să mai zic și eu ceva, am confesat la ce zic.
colegul meu, Biserici Robert, în legătură cu solicitarea care nimță cu Orna. Creșterea aceasta a taxei de la 1 la 2 lei va conduce la diminuarea cu circa 30% și chiar mai mult a profitului estimat pentru bugetat pentru anul în curs. Așa. Noi avem un mare proiect de modernizare și de sistematizare a activității turistice. Avem studiul de pezabilitate făcut. Acolo am trecut profitul estimat, deci în cât timp să se recupereze investiția asta. Și probabil că dacă se va reduce profitul în fiecare an, în loc de 5 ani termen de lucrare, vor recupera în 7 ani sau în 10 ani. Deci asta vreau să spun. Ni se învie de corect, ni se învie. Apropo, ce zicea și domnul Dragănuț, bă, că nu avem indicatoare, că nu avem nu știu ce. N-am zis eu de indicatoare, n-am să vorbă de indicatoare, al coleg. Colegul din lume. Da? Deci dacă avem un profil de tax, toate proiectele care ale unui vizează modernizarea activității, vom avea exact cum trebuie, doar ca nivel european. Deci, posibil, dar bă, că nu suntem, vreau să nu facem ceea ce trebuie să facem. Nu mi se pare că ar exista așa o colaborare. Și uităm înapoi în timp, așa, la colaborarea de sarii între Orna cu primăria, și nu prea exista colaborarea între sarii între Orna și primăriei. Dar din contra, au fost și oprire și tot avem și proces cu primăria. Deci așa, dacă așa vrea primăria, așa înțelege modul de a colabora cu sarii, de a pune pierici în frâna, frâna, n-am ce să mai fac. Atât am avut de spus. Da, și eu în mică completare, nu intrați, dar ce spuneam cu acest proiect de dezvoltare care urmează să fie implementat, deci a fost o întâlnire la Bacău între președinta Federației de Atletism din țară și directorul județean pe sport Bacău, în care extinderea bazei turistice cu această pistă de atletism, deci pregătirea pentru pistă de alergare, sector de aruncări, sector de zărituri, sală de forță. Pentru atletismul național, nu doar cel local, va fi o oportunitate la nivel național. Deci, proiectul este foarte îndrăzneț, nu numai că va fi la nivel local, județean, dacă doriți, ci chiar și la nivel național. Adică, imaginați-vă că ar fi prezenți, în nicio salină nu mai există așa ceva, proiect care, mai mult ca sigur, din ce se preconizează, va fi implementat 100%. Ceea ce va fi, va aduce în plus o valoare, nu numai țările, ci și orașul. Mulțumesc. Domnule președinte, nimeni nu contestă importanța turistică a Salinei. Nici măcar eu o contest și, în contră, mă bucur că lucrez pe aceste meleaguri. Salina nu înregistrează pierderi datorită taxei turistice. Pierderile se datorează perioadei care a trecut sau care încă mai există de pandemie, pierderile se datorează situații conflictuale din Ucraina, pierderile sunt turismului peste tot, toți pierd, și restaurantele, și hotelurile, și astea, nu numai salii, toți pierd. Mulțumesc. Da, domnule. Cred că s-a luat problema taxei turistice pentru salii, dar cred că s-a stabilit, adică s-a stabilit, putem crede de acord, nu nu-i treabat. Că sunt două lucruri distincte. Unul e costul și unul e tariful care percepe Sarina și unul e taxa noastră care are alte raționamente. Taxa noastră se face pe un calcul, taxa Sarinii, înțeles, se scoate costurile, profitul și asta. Nu trebuie amestecat. Uitați, fiecare din noi a făcut rezervare pe Booking. Oriunde vedeți, vezi prețul fără taxă și jos undeva, dacă scriu, domnule, taxa, fiecare va suporta 2 euro pe zi în sănătate, taxă de la autoritatea locală. Deci sunt lucruri total diferite, nu trebuie băgate. Nici nu sunt antagonice, e altceva. Într-adevăr, dacă la 3 lei se mai adaugă 2 lei, aproape insignifiant. Taxa asta e sub 5%, 6%. Adică era 1 leu, însemna 3%, acum e 2 lei, înseamnă vreo 6%. Deci, practic, nu cred că vom împiedica noi cu taxa noastră. Poate raționamentul nostru, dezvoltarea orașului, mai pune o taxă mai mare altădată. Iar, la fel, costurile salinei, ca să întrețină și profitul salinei, e altceva care nu interesează pe noi și nu o stabilim noi. Deci asta zic, eu cred că s-a discutat. Aici, dacă cei de la țară, cred că înțeleg asta, să adauge, normal să adauge taxa locală, poate va pune și guvernul o taxă pe vizitarea minilor și atunci ar fi normal să le adauge la costurile lor,
Deci nu, nu vă împiedica noi profitul Salinei prin taxa de promovare turistică. Eu nu văd asta. Cum nu împiedicăm nici profitul unităților hoteliere, fiecare plătește ziua hoteliere și jos undeva scrie, nu mai e de plătit 2 lei pe zi. Deci asta e. Mulțumesc. Vreau să amintesc faptul că dumneavoastră, în ședința de Consiliul trecut, când la inițiativa noastră, am răspuns de a solicitării a două orașe partenere înfrățite din Ucraina, e vorba de localitatea Ren și localitatea Cetatea Albă, de la ultima ședință, de la ultima întâlnire, noi am deblocat suma care a fost aprobată, cei 20.000 de lei. Lângă această sumă, am făcut diligențe către agenții economici care din domeniul lor, Pharma, și au venit și ei cu un suport de tip donație în valoare de imediat o și spun acum, cu o valoare de 11.971, noi am pus 20.000, ei 11.971, am format două mașini, una pentru Cetatea Albă și una pentru REM. La REM, 10.000 de lei au fost transformați în materiale sanitare și materiale pentru spitalul din REM, iar la aceștia am adăugit aceste materiale care le-am primit ca și donație, iar pentru Cetatea Albă, 10.000 de lei tot la fel transformate în materiale și la care s-au adăugit alte materiale sanitare colectate de către Episcopia Romanul și Bacoului prin protoierea Unești. Au plecat două mașini, una am plătit-o noi și am obținut, de fapt, nici nu am plătit, am primit sponsorizare de către compania de utilități, Util Conseca, au pus la dispoziție mașina care a fost încărcată. O delegație de, și de la noi și de la Protopopiat au mers la în vamă. Procedurile sunt foarte complexe, chiar dacă noi am mers acolo cu un transport umanitar, nu a contat lucrul ăsta, am intrat în toate procedurile de vamă, s-a verificat fiecare cutie, fiecare lucru. Unii din colegii noștri sau un coleg nici nu avea în speță, pentru că deși am fost asigurați că șoferul poate să traverseze, pentru că vin și reprezentanții de acolo, poate să traverseze cu mașina în zona de așteptare a vămii, bineînțeles, personalul vamei nu a permis, șoferul a rămas pe margine, noroc că colegul nostru, Nea Vasile, avea carnet pentru categoria respectivă și a urcat el și a putut să traverseze mașina câteva sute de metri mai încolo. Materialele au intrat în, au venit și le-a recepționat viceprimarul din localitatea Reni, iar din localitatea Cetatea Albă a venit părintele Protopop Rustic și cu reprezentant al primăriei. S-au făcut documentele de predare-primire și zilele trecute am primit un document pe care vi-l citesc de la Reni. Și în limba ucraineană și în limba română, se numește Act de Cinstire. Se aduce din partea Consiliului Orășenesc Reni, Raionul Ismail, regiunea Odessa, Ucraina, pentru primarul orașului Târgovna Cristian Aurelia Ciuătaru și Corpului de Consilieri ai orașului Târgovna, în semn de mulțumire pentru actul caritabil major oferit în vreme de război cetățenilor din Ucraina. Semnează primarul localității de acolo. Iar astăzi am primit de la Cetatea Albă, e un document scris în ucraineană, noi l-am tradus cu posibilitățile noastre, Ministerul Sănătății al Ucrainei, Ministerul Sănătății, Spitalul Multidisciplinar din Cetatea Albă, domnului primar al orașului Târgovna, protopopului municipiului Onești, Consiliului Local, aducem sincere mulțumiri pentru asistența caritabilă sub forma de provizii, îmbrăcăminte și medicamente. Toate medicamentele sunt oferite Spitalului Multidisciplinar pentru a oferi asistență medicală persoanelor din localitatea noastră, cât și din alte regiuni. Semnează medicul șef Vitalii Șniachin. Deci iată că ne-am mobilizat imediat, am în vremurile astea complicate și ce s-a hotărât ca să aducem și noi un mic aport a fost dus la deplinire. Și vreau să mulțumesc întregii echipe care s-a mobilizat și aparatului de achiziție a produselor. A fost o întreagă problemă să găsim furnizorul, pentru că numai unii furnizori sunt autorizați și contabilitatea și achizițiile și celelalte departamente care s-au mobilizat și colegii noștri de la Centrul Cultural Ion Calianu care au putut să ne sprijine prin activitatea de traducere.
E foarte complicat, abia numai când ajungi acolo în vamă vezi de fapt că realitățile sunt mult mai dure, iar legislația nu încalcă nimeni acolo. Chiar dacă scopul este nobil. Nici ei nu au putut să treacă aici, deși au fost asigurați că vor veni pe teritoriul României. Inițial trebuia să mergem la vama de la Isaccea, pentru că acolo se face transfer cu un fel de bac ceva, direct în Ucraina. Am fost redirecționați la vama de la Galați. La Galați a trecut prin Moldova, două rânduri de vamă. Dar important este că aportul nostru a ajuns acolo unde trebuie. Și vă mulțumesc încă o dată. Da, domnule. Am o întrebare, Roger, doamna secretar general, doamna secretar, vă rog frumos, banii de legitimatele de cotrie, că sunt ușor publicat, nu știu că suntem, că de către sunt oficiale, mai oficiale cu cotrie, că facem legitimate, ca să știți și doamna arhitect șef, că suntem persoane oficiale, o să dăm oficială înspre, vedem dacă răspunde, dacă barastiera sau locătorul ăla din Brăzării cu reabiliție, să se știu. Și a cât de ce proprietate este apătit local? Aparatul propriu răspunde prin numele meu, domnule. A, prin numele dumneavoastră, da? Se pot face interpelări și direct, domnule primar. A, domnul primar, respectă regulament. Vă rog frumos să vă întreba pe doamna Bulneanschi, arhitect șef, dacă are vin balastier sau tocătura din Răsării. Deci haideți să nu amestecăm lucrurile, acolo nu este balastier. Sau tocător, ce? Nu este tocător, ci este o organizare de șantier, iar instituțiile statului au verificat la sesizarea dumneavoastră, domnule consilier. În calitate de, eu cred așa, că în calitate de consilier ați jurat că veți face tot ceea ce vă este necesar ca să aduceți spre binele localității. Dumneavoastră faceți exact pe dos. Și a respectat legea țării. Și a respectat legea țării. Absolut. Dacă e parcur, nu alea vinde care... Este părerea dumneavoastră, domnule consilier. Și vreau, domnul primar, să fac o comisie de parte consiliul local, să vedem cum urmă aia la Salina unde sunt... Dar nu o problemă asta. Nu este ca dată, nu e necesar să... Nu e nicio problemă, poate îl răpun la... Dar de ce vă întrebați pe mine dacă vreți să faceți o comisie din asta? Dar nu, întrebați de executiv. Nu, dar s-a spus că vreți să faceți o comisie din partea comisiei locală. Nu, să vedem cu urmă aia, că e foarte ușor de mergi la indecență. Haideți, domnul, comunicarea de pe Facebook e una și realitățile sunt alte. Nu pot să fiu așa, da. A, și dacă sunteți executivul, am o adresă către PCT 44 în aprilie de un an, din frate, un proiect, raportul de atac proiectului de liberalizatul public, nu l-am văzut acum, este lucru anulat. Și un raport de anulat. Dar articolul din codul administrativ spune că trebuie să prezint eu proiectul de management, că eu nu am găsit articolul ăsta care e cu cazul meu astea. Păi nu, dar spuneți-mi, eu nu am găsit de asta zic. Nu e deja atât. În felul ce eu am văzut care a fost de activitate. Legea 544 prevedea și noi contractul de management pe care l-ați semnat dumneavoastră. Dacă există de un an de zi și răspunsul se pleacă de 30 de zile, dacă vreți să respectați legea. Da. În 30 de zile. Nu, așa numără atribuții și gata, pe CST 44. Un an de zile pe CST 44, de parcă în cățeri local. Și vreau să știu dacă domeniul de sarcini pe cele 23 de sări sunt prevăzute piatră concasată de Dărmănesc sau piatră granit. Asta e respectat de sarcini. Pe căștați este... Ce grată cu deputări, dacă nu se sesizarea este 544. Faceți, domnul, se sesizăm, nicio problemă. Vreau să vă informez că orice proiect are în spate o echipă de management de proiect, care răspund în fața tuturor instituțiilor verificatoare și finanțatoare. Aș vrea să răspund, domnul primar, și cei care acum ni se fur pe străzile, da? Pe strada Pârâgul Cica, pe strada la Nicolea, vrea să răspundă și să plătească din buzunarul propriu, domnule primar. Nu din banii cetățenilor. Și ca să vă informez, am fost interpelat de, așa, de președintele Jadien interimat, ca să vedem să nu încălcăm cu stângul, să ne întâlnim, să ne vorbim, nu am ce să acordez, au venit inspectorul la meserie, odată, au dat la sancțiuni, vede ce vor să vă lua, nu-i singura barastieră sau tocător din zonă. Iar tot un, acum un an a venit adresa la prefectul Bacău, nu s-a dat și de Tean, de la domnul președinte al Consiliului Tean, că în zona Grăsălicului nu se poate construi nimic, și de aia cuzul, oratul... Haideți, domnul, nu mai amestecați lucrurile și documentele, domnul consilier. Nu se poate construi nimic, eu ce dați-vă asupra și ce vreți să aveți acum. Ce spune, nu mai amestecați. De vorbare. De vorbare. Se poate autorizați, se poate multe în orașul. Da, poate după autorizați pentru 5 ani. Vreau să mai fac o singură precizare sau o informare către dumneavoastră și către locuitorii orașului. Luni s-a lansat componenta PNRR pe
Pe? Pentru aprobarea ghidului specific, condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul proiectului, valul renovării axa 1, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliare, renovare integrală, consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliare. Vreau să vă fac, să vă precizez că prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități de consolidare seismică, reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitare, lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri și lucrări conexe în ceea ce înseamnă securitate la incendiu, igienă, sănătate, mediul înconjurător, siguranță. S-a deschis, apelul se va deschide pe 1 aprilie, mâine. Valoarea costului unitar pentru lucrări de consolidare seismică este de 500 de euro pe metru pătrat pe arie desfășurată fără TVA, iar lucrările pentru o renovare moderată e 200 de euro pe metru pătrat. Costul unitar pentru lucrările conexe 500 de euro pe metru pătrat fără TVA. Solicitanții sunt unitățile administrative teritoriale în numele locuitorilor. Acum noi avem o situație. Ca să putem să continuăm proiectul, fie asociațiile de proprietari de pe raza orașului Târgu Ocna fac adunări generale în care stabilesc că e necesar proiectul pentru anveloparea blocului care îl gestionează, fie, dacă acolo nu există asociație de proprietari, trebuie în numărul total de proprietari să facă în baza unei documentații, că sunt de acord pentru această investiție. O acțiune destul de grea. Se discută ca proprietarul să facă, deci cel care este trecut în documente, și în 100%. Deci ar trebui, dacă un bloc nu are asociație de proprietari, toți din acel bloc trebuie să se întâlnească, să completeze o documentație în care însușesc că doresc acest proiect. Aceste lucruri sunt necesare pentru că ei nu au niciun cost, decât că își doresc să reabiliteze blocul. Dar costurile sunt pe unitățile administrative teritoriale, pe primărie. Noi trebuie să facem studiile și acelea toate au niște costuri. Blocurile care sunt făcute în Târgu Ocna, înainte de anii 80, cele din cărămidă, și ne referim la blocurile A, primele ABC, 1, 2, 3, B, D-uri, o parte din ele, sunt din cărămidă, la acelele trebuie și risc seismic. O lucrare mai elaborată. Celelalte, care sunt pe cadre de beton, iepurile și toate celelalte, trebuiesc doar studiile făcute. De aceea, timpul este foarte scurt, regula este primul venit, primul servit. Săptămâna aceasta am fost convocați și am mers la un bloc care au și o asociație de proprietari, dar doar pe o scară, și își doreau să vadă în urma discuțiilor dacă și ceilalți proprietari vor subscrie la asociație sau vor face integralitatea lor, dar din păcate, deși au făcut anunțul, n-a participat nimeni. Acum se reia discuția, o să participe domnul viceprimar sâmbătă la acțiunea de acolo, să vedem care sunt rezultatele. Eu rog și dumneavoastră, în calitate de consilier local și noi, ca executiv, să multiplicăm această informație. La ora aceasta nimeni nu poate ști care sunt lucrările, deci important este că trebuie să existe dorința, acceptul, strângem toate documentele care atestă calitatea de proprietar și prin semnătură avem niște modele, după care vom face studiul care acela va hotărâ ce tip de reabilitare va fi făcută. Dacă locuitorii care și-au făcut anterior se încadrează, dacă trebuie schimbat, vorbim de acoperiș, vorbim de tot ce înseamnă sistemul de pe exterior, subsol, instalații electrice și ce mai sunt. Puneți modelul de cele de pe site-ul primării. Păi o să-l punem. Îl punem. Astea sunt documentele, s-au lansat, am văzut și public luni. Ieri, marți, când a fost ședința de comisie, ne-am deplasat acolo la fața locului pentru că a fost prima intenție și vă rog să transmiteți și acest mesaj către toți cei interesați. Și deci acolo unde nu sunt asociații de proprietari,
înseamnă mobilizarea... Mobilizarea generală a blocului. A blocului. 100%. 100%. Da. Noi am avut documente... Acte de proprietate și, mă rog, datele, să le, când le trecem acolo, să știm că sunt datele corecte din actul de identitate. Nu oprim noi actul de identitate. Da, și numai proprietarii care sunt în act. Deci nu chiriași, da, nu știu eu, puterniciți. Mai avem o problemă și aici să vedem cum o putem rezolva, pentru că noi am făcut adresă, știți, Târgovna a avut asociații de proprietari, ele s-au dizolvat, și-au încetat activitatea, documentațiile de la blocuri nu mai există, regia de gospodărie comunală a trecut prin mai multe etape de reorganizare și nici acolo nu mai sunt. Am făcut adresă la Arhivele Naționale să ni se pună la dispoziție, ei ne-au răspuns că nu au găsit documente. Deci în ceea ce înseamnă cărțile tehnice ale blocurilor, e o problemă. Acum, făcând săpături, am fost îndreptați către o societate, o subsidiară al Terloc, Grup Loc, nu știu cum, de prin Bacău, care ar fi oarecum descendenți din trusul de construcții, din proiectare, vedem de acolo ce putem să găsim. Ar fi ideal dacă administratorii de la asociațiile de proprietari, știu eu, dacă au aceste cărți tehnice, să ne le pună la dispoziție, pentru că e parte componentă în proiect. E una din condiții. Da. Și ați văzut prin Planul Național numărul de blocuri care s-ar încadra în valoarea de reabilitare, nu știu, 1000 și nu știu câte blocuri la nivel național. Deci vă dați seama că... Trebuie să ne grăbim. Da, trebuie să ne grăbim. Nu e ușor, pentru că... E greu să ne grăbim. Robert? Da. Să-și vezi de ce vor. Nu, eu am terminat. Hai să-mi pășeam. Mulțumim.